Da, a venit primăvara și evident, imediat cum a venit primăvara a început să ningă, chiar pe 1 martie a nins. Și pe lângă asta o să avem mai probleme în clipul ăsta cu lumina, iar o să fie cald, rece, cald, rece, întunecat, luminos, întunecat, luminos. Așa că nu mă jurați, bear with me, că e gravă situația. Eu o să încerc să corectez lucrurile pe cât posibil, dar e gravă situația, fiindcă, așa se întâmplă primăvara. Dar venim primăvara, vorbim și despre favoritele lunii februarie, ceea ce e bine pentru că a fost o lună super haotică și nu vorbesc despre toate lucrurile pe care le-am văzut pe final de februarie, ci vorbesc pentru mine personal. A fost o lună incredibil de haotică, de plină de stres și de aiure. Prin urmare, e bine să ne concentrăm și pe lucruri bune care s-au întâmplat în februarie. Îți speță favoritele lunii. Nu sunt foarte multe, dar tocmai de aia am vrut să vorbesc. Și avem așa câte un pic din fiecare categorie ca să nu supărăm pe nimeni. Și în primul rând aș vrea să pun la favorite pentru luna februarie vlogul, dacă vreți, pe care l-ați văzut de la Potlogi, când am fost la Potlogi și după aceea la Pitești, la Villa Florica. Nu neapărat vlogul în sine, că la vlog mai avem mult de lucrat și multe de îmbunătățit, ci acele locații și seria aia, și aș vrea să vă aduc în atenție în caz în care nu ați văzut-o. M-am gândit eu cu Eugenia să mergem să vizităm locuri din astea mai puțin populare din jurul nostru, de pe aici, de prin zona Bucureștiului și nu numai. Probabil în viitor o să încercăm să atingem și alte locuri mai interesante din alte părți care nu sunt atât de populare. Și am văzut că reacțiile voastre au fost foarte frumoase, deși și știu că nu toată lumea gustă genul ăsta de conținut, dar au fost două locuri absolut splendide din punctul meu de vedere. Sunt două locuri care par diferite, parcă s-au conservat diferit, dar cumva istoria lor este comună. Atât Palatul Brâncovenesc cât și Villa Florica au avut o istorie comună pentru că au suferit de pe urma comunismului. Dacă nu ați văzut daily vlogul ăla, o să vi-l las în descriere și mergeți să-l vedeți ca să aflați mai multe informații despre aceste locuri și chiar vă invit să mergeți acolo. Și asta ar fi fost un mare highlight al lunii februarie pentru mine, pentru că a fost foarte frumos și m-am simțit foarte bine și oricum cu Eugenia mă sunim tot timpul bine. Dar vorbind de produse, o să încep cu unul din produsele pe care le-am testat luna asta, așa nume Kind & Free, acest fond de ten lejer de la Rimmel London. L-am testat pentru voi în februarie și am și clip pe care la fel o să vi-l las în descriere. Și îmi place mult de tot, așa cum vă ziceam și în clipul ăla în care l-am testat, este lejer, dar îmi place cum se simte pe piele, îmi place că nu arată machiaj, nu-ți încarcă tenul și este foarte ok. Abia aștept să vină vara să-l pot purta mai des. L-am purtat de câteva ori, mai ales în situații de genul ăsta, așa cum spre exemplu îl am pe față, pentru că am bluza asta pe gât și nu trebuie să mă complic să întind foarte mult nuanța, că v-am zis. Este o mică problemă cu nuanțele, că sunt un pic cam închise, dar în sine fondul ăsta de ten este foarte bun, lejer, pentru cineva care vrea ceva așa lejer, nu cu multă acoperire, este foarte, foarte ok. Îmi place și pudra, doar că pe aia nu prea am folosit-o, fiindcă am preferat să folosesc alte pudre și anticear că nu. Așa. Apoi, tot în materie de ten, luna asta am început să folosesc și acest gel de curățare de la Garnier, Pure Active Charcoal. Eu l-am mai folosit și pe ăsta în trecut când aveam acne, dar și pe celălalt care este solid cumva, pe acela cu sub formă de cremă, pe care îl poți folosi și pe post de mască, dar am zis să-l mai încerc pe ăsta, că nu l-am mai folosit de foarte mult timp. Și fiind un gel de curățare antibacterian pentru persoanele cu tenul gras sau cu tenul acneic, mă mai ajută în perioadele în care am și eu probleme, pentru că da, mai ales după COVID, fața mea a explodat, cum vă povesteam în clipurile trecute, și este foarte ok, curăță foarte bine și nu usucă pielea, adică nu este, evident, nu este ca un gel de curățare pentru ten uscat, este ceva mai, așa, usucă puțin pielea, adică n-ai ce să zici, dar nu este ceva exagerat. Și curăță foarte, foarte bine pielea. De altfel, dacă aveți probleme cu acnea,
produsele astea de la Garnier din gama asta albastră pentru ten acneic este foarte, foarte bună. Deci pe mine chiar m-a salvat într-o perioadă. Așa, un produs pe care de altfel am uitat să-l pun în favorite luna trecută este acest scrub de la Pixi și există o explicație. Există o explicație dacă știți personajul. Scrieți-mi în comentarii dacă știți cine zicea așa. Există o explicație. Este un scrub de la Pixi cu trandafiri. Zice body polish, dar eu îl folosesc și pe față pentru că nu am un ten foarte sensibil și granulația acestui scrub este mică, suficient de mică încât să-l pot folosi și pe față. Îl mai folosesc și pe gât și pe decolteu, în general nu prea îl folosesc pe corp. Și îmi place foarte tare pentru față, cum v-am zis, eu sunt fiind mare iubitoare de scrub-uri. Da, este de la Pixi, pe ăsta mi l-a trimis tătucu, mi-a trimis ceva de Crăciun. Bine, că toată apa din el a curs pe telefonul meu. Splendid! Bravo, Nicoleta! Stați așa. Da. Explicația pentru care arată așa, l-am luat fix din duș, că am făcut duș înainte să, să filmez și normal că e plin de apă și am uitat să-l șterg, deși mi-am propus să fac chestia asta. Are găurica asta foarte mică. Este foarte, foarte mică și este foarte greu produsul pe acolo. Este înfiorător să scoți produsul din ea. Am tot zis că o să încerc să fac gaura mai mare și n-am reușit, nu m-am ocupat de treaba asta. Pe aici nu iese, deci nicio șansă, așa că trebuie să-i scot capacul și de-aia arată halul ăsta. Dar scrub-ul în sine este foarte bun. Astea sunt niște scrub-uri pe care, din câte știu eu, le găsiți pe Sephora. La Sephora le găsiți. Foarte ok scrub-ul ăsta și pentru ten. Dacă aveți un ten din ăsta care nu e atât de sensibil, care e mai rezistent la al meu, adică un șorici mai gros ca al meu, este bun. Așa, și apoi trecem la păr și avem așa două produse, unul pe care nu l-am mai încercat niciodată și unul pe care l-am mai încercat și țin să vi-l readuc în atenție. Hai să începem cu ăla nou și anume acest șampon albastru, mă rog, îi zice Silver Reflex șampon de la Shauma. Mi s-a terminat șamponul MOV de la Elsev și trebuia să mă duc la televiziune și zic ce naiba fac, că trebuia să-mi scot tonul ăla verde din păr. Și m-am dus la magazin și am luat și eu primul șampon pe care l-aveau aici la mine la magazin, șampon din ăsta MOV. Îmi place mult, am senzația că este cumva mai puternică pigmentația la ăsta decât la cel de la Elsev, dar diferența este că cel de la Elsev este cumva mai hidratant. Chiar mă bate gândul să testez mai multe șampoane de genul ăsta și să vin așa și să vă povestesc de toate, spuneți-mi, din astea drugstore, bineînțeles. Este și ăsta la fel ca și celălalt, foarte colorat, nu știu dacă vedeți pe capac, este super colorat. Și îmi place, face spumă, curăță bine, adică eu când folosesc șamponul ăsta nu mai folosesc alt șampon, îl folosesc doar pe asta ca să își facă treaba, să-l las în pace să-și facă treaba. Curăță foarte bine, v-am zis, singurul lui defect ar fi că nu este hidratant și dacă aveți părul uscat s-ar putea să se simtă foarte tare pe părul vostru. Eu am păr cu subțire, cu firul subțire și cu toate astea simt nevoia de hidratare după șamponul ăsta. În general știți că nu foloseam balsam de păr și aici vine al doilea produs pe care vi l-am mai arătat și de care v-am mai vorbit, balsamul de păr de la Garnier Botanic Therapy, pe care îl folosesc deja de o bucată foarte, foarte bună de timp. L-am luat tocmai fiindcă am luat șamponul ăsta și am observat, zic, ups, am nevoie de hidratare ca să nu arăt ca o moluscă din aia așa zbârlită sau ca cineva care vrea să prindă toate semnalele marțienilor. Și l-am luat pe ăsta și este foarte bun în continuare. Mi s-a confirmat încă o dată că este foarte, foarte bun și la un preț super accesibil și bineînțeles că tubul este murdar pentru că de ce nu v-am zis, l-am luat din duș. Dar da, este cel ulei de ricin și migdale. Îl spandea nu știu câte oară când am cumpărat asta și este foarte bun. Foarte bun și la epilat de altfel. Și acum că am terminat cu produsele cosmetice, hai să vorbim puțin despre o carte, pentru că, din fericire, pentru mine, luna februarie n-a mai fost ca ianuarie, când n-am pus mâna pe nicio carte
Știți că vă povesteam de faza aia că nu, efectiv nu puteam să citesc, adică n-am putut să pun mâna la o carte, n-am deschis o carte. În februarie a stat mult mai bine și o să vină un clip în curând cu cărți, pentru că trebuie să vă povestesc despre niște cărți. Mă mănâncă limba rău de tot să vă povestesc despre cărțile alea și nu mai am răbdare să aștept să se adune mai multe. Și așa că o să vină, nu știu dacă după clipul ăsta sau următorul după clipul ăsta o să fie clip cu cărți, dar ca să vă dau un spoiler până la clipul ăla, vă zic că am avut 3 cărți de 5 stele. Deci atât de bun a fost luna februarie pentru mine. 3 cărți de 5 stele. Au existat și niște așa, dar trecem peste. Și vroiam să pun toate cărțile alea în clipul ăsta și zic, băi, dar la ce sens mai are să fac clipul ăla cu cărți dacă le pun pe toate 3? Și atunci m-am forțat din alea 3 cărți să aleg una despre care să vă vorbesc și care să vă spun, așa, numai puțin până vine clipul ăla, ca să vă faceți o idee. Și cartea pe care am ales-o este O mare de lacrimi de Ruta Sepeti. Deci mi-a plăcut foarte tare cartea asta din foarte multe motive. V-am povestit într-unul din daily vlog-uri când începusem să o citesc și v-am povestit despre ea. Mi-a plăcut foarte, foarte tare. Este bine, e bine. E o ficțiune istorică, dar cumva cu picioarele pe pământ, bine scrisă, interesantă. Deci interesantă, îți deschide puțin mintea așa către anumite lucruri. Da, deci din cele 3 cărți de 5 stele am ales să vă vorbesc acum despre asta, dar vine clipul cu cărți și vă detaliez și despre asta și despre celelalte mai multe, că e de vorbit. Apoi, o altă problemă pe care am avut-o, mai ales în a doua parte a lunii, cu muzica în mod special, a fost că am ascultat pe lângă mult Mozart și Rapsodia Română. Eu ascult Rapsodia Română aproape în fiecare zi pentru că îmi place la nebunie. Deci mi se pare fenomenală bucata aia de univers, că mi se pare o bucată de univers Rapsodia Română. Deci mi se pare, dacă vreți să vedeți exact cum ce înseamnă să fii geniu, ascultați Rapsodia Română, dar încercați să o înțelegeți așa în profunzime și o să vă dați seama cât ai geniu, ca să o zic pe românește, a fost Enescu. Așa, dar pe lângă Rapsodia Română am ascultat mult Mozart. Luna asta a fost luna pentru Mozart, nu știu, mi-a picat pe el așa. Și am mai avut o melodie care îmi place mie, care e la spectru opus, exact la polul opus este melodia aia și este, din ce am înțeles, e o melodie care deschide Assassin's Creed. Pentru cei care sunt curioși, nu, n-am jucat în viața mea Assassin's Creed, nu sunt mare amatoare de jocuri din astea, deci nu sunt atehnică pe partea asta. Cel mai complex joc pe care l-am jucat eu pe calculator, cred că a fost Nancy Drew, dacă vă interesează. Deci ăla a fost cel mai complex, dar și la ăla mă chinuiam grav. Prin urmare, da, nu, eu nu sunt mare fan a jocurilor, însă este melodia asta, am dat de ea pe TikTok. Și mi-a plăcut atât de tare încât am căutat-o pe YouTube și am ascultat-o în prostie. Și după aia mi-a și descărcat-o și whatever. Dar da, mi-a spus Denisa că ea este fan Assassin's Creed, că este de melodia care deschide Assassin's Creed. Și unul din motivele pentru care îmi place această melodie, lăsând la o parte textul, ritmul, melodia în sine, îmi plac vocile celor doi domni, dacă putem să le spunem așa, care sunt voci de bărbați, adică sunt voci din alea de vikingi adevărați. Mie plăcându vocile de bărbați mai groase sau bărbații cu voce de bărbați, știți, nu bărbații cu voce de eunuc, adică sunt în stilul The Weeknd sau Justin Bieber, nu știu, eu nu pot cu ăștia, mă iertați, dar eu nu pot cu ei. Deci nu, îi aud cum să chițăie, nu se poate. Pentru mine un bărbat trebuie să aibă o voce ceva mai substanțială. Și evident, melodia asta mi-a plăcut foarte tare. O să vă pun doar o bucățică super scurtă, că sigur mă omoară YouTube-ul. Da, deci, și în caz că nu v-am zis, melodia se numește Valhalla Calling Me. Și o să vă las în descriere dacă n-ați auzit-o niciodată, deși mă îndoiesc. Cineva a avut frumoasa inspirație de a face o oră, știți, de a face o compilație așa de o oră cu melodia asta și nu vreți să știți de câte ori a rulat
melodia aia la mine. Și vă las la fel și un playlist cu melodii de Mozart pe care le-am ascultat și Rapsodia Română și sper să-mi spuneți și voi în comentarii care au fost favoritele voastre, ce ați citit, dacă ați citit ceva bun, dacă ați văzut ceva. Ah, era să uit, Doamne, cum am putut să uit, da, unul din favoritele de luna asta, de fapt singurul lucru la care m-am uitat, exceptând clipuri pe YouTube și cu precădere clipuri despre cărți pe YouTube, au fost Țestoasele Ninja. God, dar cum am putut să uit, nu se poate așa ceva? Mie îmi place foarte mult versiunea aia din 2014, 2012, 2014, ceva de genul ăsta, cu Țestoasele Ninja. Am terminat primul sezon și îmi plac la nebunie, deci îmi plac. Și bineînțeles, preferatul meu este Mikey, because he's a butthead. Da, îmi place, mie îmi place de Mikey, mi se pare că este sarea și piperul întregului grup, e foarte simpatic și da, după ce am terminat cu Avatarul, am promis că mă apuc de Țestoasele Ninja. Nu sunt mare fan a celorlalte versiuni cu Țestoasele Ninja, dar astea din 2014, v-am zis, îmi plac mai mult, îmi plac, sunt, nu știu, mai contemporane, ca să zic așa, îmi plac mai tare. Și da, era să uit să le menționez, gad, nu se poate așa ceva. Dar da, astea au fost favoritele mele, le aștept și pe ale voastre în comentarii să-mi spuneți ce v-a plăcut luna asta, dacă ați văzut ceva bun, nu știu, un film bun, un serial bun, dacă v-ați uitat la ceva, dacă ați citit ceva bun, dacă ați mers undeva drăguț sau dacă ați încercat ceva produse care v-au plăcut foarte tare. Mulțumesc că v-ați uitat, că ați rezistat până aici, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!